bine, draga mea, sunt Luna Ala. Bești, 2019. Neptun, ca un patron adevărat, te va însoți în chestiuni importante. Cel mai mare succes îl poți avea în cariera ta. Poate că nu vei reuși încă să ajungi din partea de sus, dar cu siguranță vei putea pune o bază solidă pentru viitoarele succese de carieră, iar acest lucru este mai ales pentru bărbați. Adevărat, acest fapt activează invidioșii. Fii atentă! Din fericire, acest an îți va aduce dezvoltarea abilităților creative, pe care ai visat multă timp să le aduci la un nivel profesional. Talentul tău va avea un admirator bogat care te va ajuta să organizezi expoziția, să te declari printre specialiștii afacerii tale, sau să organizezi o călătorie în străinătate pentru a arăta lumii talentele tale. Stelele te sfătuiesc să petreci mai multă timp cu familia și prietenii. Chiar dacă nu simți o dorință specială pentru comunicare, nu te opri. Problemele de la lucru și sănătate vor fi lipsite de importanță, toate acestea vor fi mai ușor de rezolvat cu ajutorul celui iubit. Nu îți fie frică să ceri ajutor, puterea ta nu este suficientă pentru totul și imediat. În acest an, îți vei aminti de schimbările din sfera activității profesionale. Poate că va trebui să schimbi locul de muncă vizitând zeci de interviuri înainte de aceasta sau, dimpotrivă, să devii un intervievator și să alegi profesioniști pentru a dezvolta propriul proiect de afaceri. În orice caz, trebuie să te deplasezi și să te îmbogățești, dar merită. Astrelele sfătuiesc pe reprezentantele acestui semn să-și petreacă timpul ridicând nivelul de competențe și educație profesională, să se înscrie la cursuri de limbi străine, să participe la cursuri de masterat sau cursuri de formare în profilul lor, să citească cele mai recente publicații de specialitate și să viziteze expozițiile iconice ale anului. Toate acestea vor juca un rol important în viitorul apropiat. Nu uita să îți exersezi hobby-ul preferat, mai ales că pentru iubitoarele locurilor din paradis, luminarile cerești promit un an deosebit de reușit, ceva care îți va aduce relaxare și plăcere. În anul porcului de pământ, patronul anului chinezesc, vei putea atinge astfel de înălțimi, despre care nici măcar nu ai crezut. Poți fi evaluată ca profesionist în afacerea ta și, în martie, ai putea conduce o nouă întreprindere unde un număr mare de angajați vor fi sub supravegherea ta. În mijlocul verii cele creative vor avea ocazia de a-și organiza expoziția, lucrările vor fi apreciate, va exista un sponsor bogat care va dori să investească o sumă considerabilă în dezvoltarea acestui proiect. Această perioadă este favorabilă pentru reprezentantele care au o familie. Ele vor merge într-o călătorie pe care au visat-o de mult, dar nu și-au putut permite din cauza unor circumstanțe. Cele singure, în 2019 se vor întâlni cu o persoană interesantă de sex opus, un roman va dezvolta spirala, care, probabil, va deveni o relație serioasă. La sfârșitul anului, unele dintre voi nu vor dobândi doar o familie, ci chiar și copii. Vei găsi o atracție și o relaxare în religie și practici spirituale. Este timpul să-ți faci viața mai strălucitoare și mai bună. Cum să-ți atingi obiectivul? Foarte simplu, schimbă imaginea. Astrele spun că uneori o astfel de acțiune necomplicată poate transforma o viață întreagă, făcând-o mai saturată și plină de surprize. Unele dintre voi vor lua acest apel prea responsabil și vor încerca schimbări cardinale. În acest sens, nu există restricții, dar este mai bine să înțelegi că impulsul de moment va deveni un mod de viață în viitor. Nu este deloc înfricoșător. Acționează. La urma urmei, viața este prea scurtă pentru a te îndoi în mod constant. Dragostea pentru pești în 2019. Răbdarea și bunătatea pământului nu cunosc limite, va fi un an special și favorabil în problemele ce se referă la iubiți. Pisicile fără speranță, nesigure, au nevoie de sprijinul lui. În 2019, va trebui să fii convinsă de iubirea și de devotamentul partenerului tău. Porcul de pământ, guvernatorul anului, va încerca să-ți aranjeze soarta în cel mai bun mod posibil.
Astrele promit un an de succes în ceea ce privește relațiile cu sexul opus. Tu ai talentul de a simți starea de spirit a oamenilor din jurul tău, tu experimentezi puternic nu numai eșecurile lor, ci și necazurile unui mediu apropiat. Într-o relație romantică, ești pregătită pentru orice jertfă de dragul fericirii partenerului. Astrele te susțin și te încurajează să devii puțin mai rigidă și mai solicitantă față de sexul opus. Consilierea înțeleaptă a guvernatorului anului 2019 îți va permite să lași problemele de dragoste în trecut, tu meriți pacea minții. Sănătatea pentru pește în anul 2019. Probleme serioase cu sănătatea în acest an nu vor fi. Uraganele ușoare se pot întâmpla din cauza supra-solicitării și alimentației necorespunzătoare. Pentru a scăpa de stresul cu care supraviețuiești în timpul anului, activitatea fizică este necesară de mai multe ori, vizitează o sală de fitness, alergă, ignoră sfatul prietenilor sedentari. Altfel, afecțiunile te vor forța să apelezi la serviciile medicale. Cea mai mare și frecventă problemă de sănătate în acest an este migrena. Aderă la o nutriție adecvată, pentru a nu agrava situația, nu uita să speli legumele și fructele înainte de consum. Încearcă să te rupi de lume cu vacanțe scurte în a doua jumătate a anului, în special în perioada de vară-toamnă, deoarece există posibilitatea unei distracții bune. În general, tu te-ai distins întotdeauna prin imunitatea ta puternică, deci anul nu promite exacerbări sezoniere ale răcelii. Trebuie să restaurezi ordinea în gândurile tale și să protejezi sistemul musculoscheletic. De multe ori, acest semn al zodiacului complică problemele sale de sănătate mici prin diagnostice cu multă greutate, care se bazează doar pe constatările personale. Stelele te sfătuiesc să nu te angajezi în automedicație. De asemenea, trebuie să renunți la sarcini mari în favoarea unui somn adecvat și a odihnei. Banii și cariera pentru pește în 2019. Multe dintre voi vor fi încercate de forțe cu diferite dificultăți. Lucrurile vor merge încet, cu întârzieri și poticneli, poate exista o dependență puternică de circumstanțe și de oameni. Femeile de afaceri în 2019 se vor strădui să-și extindă afacerea, să o restructureze, dar această direcție se va dezvolta foarte încet, nu așa cum au planificat. Majoritatea dintre voi vor înțelege că afacerile lor ofensive s-au epuizat și vor începe să caute o altă dezvoltare a capacităților și talentului lor. Și anume, iarna-primăvara 2019, pentru tine acesta este timpul pauzei finale cu idei și probleme depășite, precum și pentru o activitate serioasă pregătitoare, dar nu uita că toamna va aduce perspective solare, extrem de bune, care vor avea nevoie să fie implementate în următorii 3 ani. În 2019, multe planuri ale tale vor fi implementate cu sprijinul financiar al unor persoane sau parteneri apropiați. Este posibil să obții sponsorizare, în special un împrumut mare. Luni de succes în această privință sunt februarie și iunie. Potrivit astrelor în 2019, poți avea neînțelegeri financiare cu prietenii sau alte persoane, ceea ce poate duce la deficiențe din ianuarie până în aprilie. Tu știi, astrele sunt optimiste. Numerele norocoase ale anului. 2, 5, 8. Culorile norocoase ale anului. Galben, gri, maro, auriu. Florile norocoase ale anului. Hortensie, flori înghivece, margarete. Direcții norocoase. Sud-est, nord-est. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!